Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM ne pregătim de finalul de an și ne gândim la cum putem să-i surprindem pe cei dragi și în același timp să avem grijă să nu ne lipsească nimic, iar asta pune de multe ori o presiune destul de mare pe buzunarele noastre. Dar cum ar fi dacă ar exista un produs financiar care ne-ar putea ajuta de fiecare dată când avem nevoie, fără un drum suplimentar la bancă, fără să așteptăm după o aprobare, iar totul s-ar putea întâmpla online? Din locul în care ne aflăm și în care constatăm că avem nevoie de bani. Există o nouă linie de credit, Delfin se numește, vine de la Ocean Credit și încercăm să vedem cum funcționează o asemenea linie de credit Delfin cu ajutorul directorului Dan Mașut. Bun venit la Europa FM! Bună ziua și mulțumim pentru găzduire! Vorbim despre o linie de credit numită Prietenos Delfin, care se prezintă așa. Zero stres, zero comisiuni de analiză, zero întrebări și acte doveditoare, zero griji de sărbători, zero timp de așteptare. Cât de multe zerouri sunt în toată afacerea asta? Trebuie să fie ceva pe undeva. Ce înseamnă această linie de credit Delfin? Da, într-adevăr, unde vrem noi să acceptăm este partea aceasta de stres. Știm întotdeauna relația dintre un potențial client, un consumator și instituțiile financiare, fie că ele sunt bănci, fie că sunt IFN-uri, este una destul de stresantă și decizia de a lua un credit nu se ia atât de ușor. În același timp, există o reticență de a ne îndatora și asta înseamnă timp, o perioadă mai lungă în care știm că avem o presiune asupra bugetului familiei sau a celui individual. Ce am vrut noi la Ocean să rezolvăm prin acest produs pe care l-am lansat? Sigur, zero stres l-am pune pe primul plan, ca primul pas, este că interacțiunea cu noi se face strict online, astfel încât accesul se face pe web, pagina web a Ocean Credit și de acolo, printr-un parcurs pe care noi îl considerăm foarte prietenos și la care am lucrat îndelungat cu oameni foarte pricepuți, astfel încât tot designul, tot parcursul clientului îl considerăm ca fiind unul de referință mondială și aici cu toată responsabilitatea o afir. Deci accesul îl vrem în primul rând fără o presiune suplimentară pe client în momentul în care își face credit. Accesul se face ușor, trebuie să aibă la îndemână doar cardul de identitate sau buletinul, cum vrem să-i spunem, popular fie spus, identificarea și tot parcursul conform regulamentelor și normelor în vigoare se face fără interacțiune cu personalul nostru. Iar la sfârșit, livrarea banilor se face direct pe cardul de debit sau pe cardul de salariu al clientului care în prealabil l-a introdus în aplicația noastră. Pe mai târziu, odată ce creditul a fost aprobat, toată rambursarea se efectuează prin același card de debit, se presupune că este cardul de salariu, cardul uzitat de către client în fiecare zi și rambursarea o facem noi fără interacțiune, fără ca acest client să intre în aplicație, să consume timp sau efort pentru a rambursa ratele. Deci noi ne ocupăm de toate lucrurile. Din momentul în care am acordat credit, ne ocupăm atât de rambursarea creditului, de restructurare, de afișarea informațiilor în contul clientului, astfel încât informația să fie cât mai completă. Ce este foarte interesant este că odată aprobat creditul și aici revenim la lista aceea de zerouri, deci nu avem cost de analiză, nu avem, orice tip de comision care se percepe la acordarea creditului. Deci odată creditul acordat, clientul poate decide dacă folosește limita în acel moment sau o folosește mai târziu. Ce este diferit față de produsele standard din piață, de acele cash loan-uri standard, este că noi nu aplicăm niciun cost în momentul în care limita nu este utilizată. Ce înseamnă că nu este utilizată? Aici, făcând o paralelă cu cardurile de credit, știm foarte bine că produsul card de credit înglobează de fapt două componente. Prima este instrumentul de plată, acel plastic, și al doua este linia de credit atașată acelui plastic.
Instrumentul de plată este unul care costă. Vrem, nu vrem, știm foarte bine că acesta costă. Costă plasticul, costă gestiunea contului din spate și așa mai departe. Pentru noi, eliminând acest plastic, am simplificat semnificativ utilizarea acelui de-al doilea serviciu, serviciul de credit, astfel încât clientul nu trebuie să-și mai bată capul cu gestiunea celor două produse, servicii, să înțeleagă de ce se plătește un comision, fie că utilizează, fie că nu, de ce comisionul este mai mare pe un anume tip de ATM, de ce este mai mare în sănătate și așa mai departe. Pe retragere de numerar. Deci, ce este foarte important este că noi am simplificat mult utilizarea, în sensul în care acea limită, el acordată de noi, și-o poate atașa cardului de debit cu care el are o relație contractuală cu banca lui, care probabil durează de ceva vreme. Acolo își primește salariul, acolo își primește toate drepturile, acolo face operațiuni de, eu știu, de economisire, de investiție, în funcție de fiecare client. Deci, cumva noi, odată cu acele liste de zerouri la pricing, atașăm un credit care este într-o zonă de pricing corect. În plus, toată gestiunea ulterioară a limitei aflată deja pe cardul lui de salariu se face la costurile deja negociate cu banca. Deci nu mai există costuri atașate din motiv plasticului care este de fapt instrumentul de plată. Practic, linia de credit Delfin funcționează ca o pușculiță. Nu? În momentul în care ai nevoie, îți iei din ea. Exact. Și nu plătești nimic în momentul în care nu accesezi pușculița. Absolut. Clientul nu plătește atâta timp cât nu folosește limita pe care noi am acordat. Și până când se ajungă la acest credit, la linia de credit Delfin, cât de lung e procesul sau ce trebuie să fac? Am înțeles că avem nevoie de buletin. Ce fac cu buletinul? Intru pe oceancredit.ro și de acolo se întâmplă totul sau cum funcționează? Da, sperăm că există o mare majoritate a clienților care a început să folosească serviciul sau serviciile digitale, astfel încât cumva există o parte comună a ceea ce se întâmplă în piață, în partea de achiziție a diverselor servicii digitale. Astfel că, în cazul serviciilor financiare, vorbim de datele de identificare ale clientului, care se validează prin diverse mijloace tehnice. Vorbim de numărul de telefon, adresă de e-mail, date personale, ajungând mai apoi la identificarea printr-o poză, printr-un selfie și o poză a cărții de identitate, prin care algoritmii noștri fac verificările atât a pozelor, ca ele trebuie să corespundă, cât și a datelor din buletin sau din cartea de identitate, astfel încât procesul legal de cunoaștere a clientului se consideră încheiat. Ulterior, se fac verificările celor câteva baze de date cu care avem contact, printre care vorbim despre biroul de credit și ANAF. De acolo se verifică veniturile clientului și istoricul, comportamentul în relația cu jucătorii din piața de creditare. Avem un algoritm care lucrează și prelucrează toate aceste date, astfel încât ajunge la două concluzii. Prima este aprobare sau refuz, de cele mai multe ori, și ne-ar plăcea să credem că cei mai mulți dintre aplicanții noștri sunt aprobați. Și pasul 2 este limita pe care o putem acorda în funcție de capacitatea de îndatorare a fiecărui client și, bineînțeles, de dorința acestuia în raport cu suma pe care o poate primi. Cât timp durează până când se aprobă un credit, o linie de credit Delfin? Dacă am la dispoziție cardul de credit și nu întâmpin dificultăți în a prelua poza, în a face o poză a cărții de identitate sau propria poză, cel mult vorbim de 8 minute, un parcurs de înrolare client și de aprobare a creditului. Din momentul în care s-a aprobat, în cât timp primește banii cel care a accesat această linie de credit? Deci odată creditul l-a aprobat, transferul de la Ocean către contul sau cardul, mai bine spus, al clientului, nu durează mai mult de câteva secunde. Vorbim aici de 2-3 secunde. Cum aleg mediu.
cât am nevoie din acea linie de credit preaprobată? Noi acordăm limita maximă, da? Limita maximă conform profilului de client. Deci să spunem că am la dispoziție poate o sumă mai mică. Vorbim de 3.000 de lei. În intervalul 0-3.000 de lei, eu pot folosi limita acordată. Și o pot rambursa în orice moment. Deci dacă iau banii astăzi, mâine o pot rambursa. Dacă doresc în continuare să o utilizez, poi mâine mai ridic o dată banii și îi rambursez poate la sfârșitul perioadei celor 12 luni. Cum aleg în ce perioadă pot să rambursez acești bani? Perioada este strict la alegerea clientului și este între o lună și 12 luni, maximum pe care noi o stipulăm contractual, urmând ca la sfârșitul celor 12 luni să reevaluăm bonitatea clientului, astfel încât să decidem dacă vom continua cu același produs sau transformăm suma cu tot alte produse sau pur și simplu încheiem relația contractuală. Ne-am obișnuit atunci când e vorba de produse financiare să existe multe, multe steluțe din alea la final și sub comunicarea zero mai ajungi cumva după multe steluțe la niște dobânzi, la niște lucruri care sunt ascunse. Cum știu de la începutul relației, de când am intrat pe Ocean Credit, cât am de rambursat la final? Da, este foarte, e bună direcția întrebării. Ce este foarte important pentru noi și considerăm că este foarte important și pentru clienții noștri, să fie transparent și să înțeleagă de la început care sunt costurile noastre. Costurile, în principiu, pentru un produs financiar sunt formate atât din comisioane cât și din dobânzi. Noi am limitat, eu știu, această diversitate, și comunicăm un cost foarte simplu. Vorbim de, în cazul acelor 3.000 de lei care, de exemplu, sunt acordați unui client, vorbim de 5 lei pe zi. Și atât. Deci am utilizat banii timp de 3 zile, voi plăti 15 lei. Și am închis linia de credit, am rambursat suma complet, suma utilizată, astfel încât, începând de a patra zi, eu nu mai am nimic de plătit. Deci cam ăsta este costul. Acum, în momentul în care vine extrasul de cont, la sfârșitul lunii de utilizare, clientul are, dacă în continuare are sold utilizat, are la alegere două variante de rambursare și aici vorbim de întreaga sumă pe care a utilizat sau de o sumă minimă care reprezintă 10% din soldul sumei utilizate. Și atât. Dacă vorbim despre costuri, este strict. Noi afișăm exact câte zile clientul a utilizat suma, astfel încât acele zile mulțit cu 5 lei, iată care este costul total al creditului. Înainte să acceseze o linie de credit, Delfin, există cumva posibilitatea să-și facă o simulare, să vadă pentru o sumă pe care ar accesa-o cât are de rambursat un client? Da, poate intra pe website-ul nostru, la oceancredit.ro, și acolo există simulator și își poate face o idee despre cât ar fi costul, dar în mare lucrurile nici măcar nu sunt complicate. Vorbim de o sumă fixă pe zi. Domnule director Dan Mușat, o să vă rog frumos să recapitulăm pe final care sunt principalele avantaje de la Ocean Credit și cum poate fi accesat acest tip de credit, această linie de credit, Delfin. În primul rând să începem cu accesul. Accesul este 100% digital, noi nu avem prezență fizică nicăieri, nu lucrăm prin brokeri, deci singura sursă de informații și de interacțiune cu clienții noștri este website-ul companiei Ocean. Intrarea pe web page se poate face la orice moment din zi și din noapte, astfel încât aprobarea se poate face 24/7 și în același timp și transferul către cardul clientului, a limitei aprobate, se poate face non-stop. Ce este foarte important și n-am subliniat este că accesul în contul clientului, bineînțeles, se face instantaneu, fără conturi și fără parole, da? Și aici vor descoperi toți clienții cât de ușor se poate face accesul. Deci odată accesând contul personal deschis deja în Ocean, având limita preaprobată, nu am nevoie decât de 3 clicuri și care
durează în medie 4 secunde, astfel încât eu să-mi extrag din limita acordată de ocean, eu știu, suma dorită pe cardul meu de debit, care l-am înrolat deja. În același timp, vreau să rambursez o sumă. Consider că nu mai e cazul să, eu știu, intru cu datorii în noul an. Vreau să rambursez suma. De asemenea, în 3 click-uri, într-un interval de câteva secunde, eu pot rambursa. Acesta este un avantaj major pe care îl oferim clienților noștri, fără interacțiuni cu call center, fără, eu știu, intrare în internet banking, eu știu, introduși banuri și transferuri ulterioare. Din momentul în care cineva a intrat pe oceancredit.ro, înțeleg că are nevoie de aproximativ 8 minute pentru a finaliza întregul proces și pentru a avea banii. Iar dacă nu folosește banii pe care i-are aprobați în linia de credit Delfin, vine acel zero mare, nu? Exact. Deci, banii sunt la dispoziția clientului oricând și când vorbim oricând, este vorba de orice oră, din zi și din noapte, și la fel, toată perioada de creditare, banii aceștia sunt la dispoziția clientului. Iar clientul are de plătit doar pentru suma pe care o retrage din linia preaprobată Delfin. Deci odată un client care are un credit aprobat de la noi, pe toată perioada creditului, va plăti strict suma fixă care am comunicat-o și aici, dacă vorbim de 3.000 de lei, este vorba de 5 lei pe zi care îi va plăti. În schimb, odată limita neutilizată, clientul nu va plăti niciun cost, absolut niciun cost. Iar înainte de a contracta acest tip de produs, această linie de credit Delfin, termenii și condițiile și toate taxele aplicabile relației contractuale sunt disponibile în contul acela de client online. Sigur, ele sunt disponibile de la început. Clientul are plăcerea de a citi toți termenii, de a se documenta complet apropo de relația contractuală ce va intra în vigoare odată cu acordarea creditului. Iar înainte să facă acești pași pentru a avea parte de această aprobare, poate să folosească un simulator astfel încât să știe costurile de la început înainte de a se implica în procesul propriu. Absolut. Asta este foarte important din punct de vedere de transparență. Clientul trebuie să știe de la început care sunt costurile și ce înseamnă costurile traduse într-o activitate lunară pe parcursul întregii relații contractuale care durează 12 luni. Mulțumesc mult de tot și să ne auzim cu vești bune și în noul an. Mulțumim și noi și numai bine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.